cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! De astăzi suntem în săptămâna luminată și de aceea o să încercăm atât cât putem să nu vă batem la cap cu invitați tradiționali în emisiune și să încercăm să ne luminăm un pic cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. S-ar putea ca la unii să nu le convină, s-ar putea alții să spună că, domnule, în săptămâna luminată nu-i bine să vorbim despre așa ceva, dar o să ne asumăm păcatele și o să mergem înainte. Astăzi, fiind luni, după o perioadă mai agitată, vă propun să discutăm și pe bază de fotografii. Prima fotografie a apărut în presa românească cu titlul Tablou cu proști la New York. Eu nu pot să-i spun tablou cu proști pentru că ăștia nu sunt proști, sunt niște idioți, sinecuriști, șmecheri, puși acolo să toace banii fraierilor, adică ai noștri. Dacă vedeți, te rog, Bogdan, fă-le poza mare că o merită mâncaia, mama, să mănânce. Ia uitați-vă acolo, îi vedeți, stau acolo, uitați ce, cum stau cu mâinile bărbații. Adică își apără bărbăția și nevoile și neamul. Unde? La târgul de turism de la New York și ce vedeți în spate este standul României. Standul României cu poze, nu știu, sunt A4, habar n-am, probabil că da, A4 printate la un aparat extrem de performant. Și băieții și fetele de acolo, fericiți, plini de ei, au postat această poză care a dispărut după aceea de pe rețelele de socializare, arătând că ei lucrează. Deci ei lucrează. Mai țineți minte? Fă-te că lucrez la Revoluție. Cam așa și cu băieții ăștia, numai că ea acolo chiar s-au făcut că lucrează. O parte au și lucrat acolo, că nu știau toate planurile. Unii mai lucrează și acum, dintre ei care erau acolo. Deci, băieții ăștia, sub egida, deci e vorba de consulatul de acolo, s-au lăudat că au diseminat informații exclusive și oferte de turism. Păi n-au mințit cu nimic. Că astea sunt informațiile exclusive și asta e oferta de turism a României. Niște idioți, niște șmenari, niște sinecuriști fac turism în America pe banii noștri. Dar fac turism din ăla instituționalizat, stau câte 2, 3, 4 ani, au și salar și fac și așa ceva. Știți care a fost scuza? Păi nu, că știți că ăsta este cadrul pus la îndemână de organizatori și a costat doar 8.000 de lei, 8.000 de euro, pardon, sau 9.000 de euro. Dar cât salar ia vreunul dintre șmecherii de acolo? Ca să promoveze cică România, afacerile românești și viața românească în America. Mă rog, la finalul emisiunii o să discutăm un pic și despre America, având în vedere șmenuiala asta, mai mult decât o poză cu ei numindu-i șmenari și idioți, nu putem. Dar mai șmenari, mai vinovați sunt ăia care i-au lăsat să facă asta și care amenință acum, încordându-și mușchii fesier probabil, că vor face o anchetă. Vor face o anchetă, dar fiind în săptămâna luminată, o să iertăm păcatele celor care au făcut de râs din nou România și mergem mai departe, pentru că câți dintre dumneavoastră mai țineți minte albumul Eterna și Fascinanta Românie? Tipărit, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, de un domn Costea, care întâmplător este un fel de rudă cu... Măi, ce funcție are, Doamne, acum?
adjunctul de la NATO sau ceva de genul ăsta, domnul Mircea Gioană, român și el de-al nostru. Nu, nu, am greșit. Mi se face semn că am greșit. Am greșit. Asta e. Dar sunt atâtea șmenuri făcute pe imaginea României încât nu mai contează. Mergem mai departe. Nici nu știu ce temă să luăm. Haideți să luăm o declarație a domnului Ciolacu, care ne-a trasat viitorul. Și ne spune așa, domnul Ciolacu, pe undeva, nici nu mai știu pe unde, mirându-se într-un fel, că vedeți voi să se creioneze în România o altă majoritate decât cea existentă acum? Eu cred că nu. Și ne spune că vor merge împreună până în 2028. Adică, comunismul în care unii dintre noi ne-am născut, preluat creator în 1990, va merge, își va aduce tentaculele cel puțin până în 2028 și ideea pe care o lansa Brucan după Revoluție, apropo de câți ani ne trebuie să ne trezim din comunism și prostie, s-a dovedit a fi destul de puțin generoasă. Noi trăim încă într-un comunism creator cum n-a mai trăit de mult. Da, am primit ce e cu Costea, da, așa este. Deci era legat de Bancorex cu domnul Răzvan Temeșan, parcă și domnul Marinel Burduj a lucrat pe acolo, dacă nu mă înșel. A fost legat de APR, adică Alianța pentru România, împreună cu domnul, nici nu știu, cred că s-a mumificat în viață domnul Meleșcanu, parcă, dacă nu mai țin minte. Mă rog, avem și noi pe aici câțiva de la APR care nu se vor mumifica niciodată, că ei vor fi eterni oricum prin realitățile pe care le, prin realizările pe care le fac în județ, dar asta cu altă ocazie. Bun, să ne întoarcem la declarația domnului Ciolacu, care ne-a spus că până prin 2028 vom avea aceeași majoritate. Fă poza mare, te rog. Ia uitați acolo. Ia uitați. Câtă veselie între cei doi conducători ai coaliției de guvernare și cât... uitați-vă la imaginile lor, cât de sigur pe ei, cât de destinși sunt doi oameni, ci că unul de dreapta și unul de stânga. Nu se spune de dreapta și de stânga cui, dar probabil că lipsește un personaj din poză. Deci, băieții ăștia ne anunță acum că, practic, avem o uniune social-liberală cu nuanțe udemeriste mai puternice, adică USL, 2. Că ei s-au înțeles. Ce mai contează alegerile? Oricum nici n-au contat niciodată, adică n-au contat în ultima perioadă alegerile. N-a contat ce a ieșit de la vot. A contat ce a vrut cine a numit să iasă ceva de la vot. Să materializeze votul în ce a vrut el, mă scuzați. Deci, ne anunță că ei s-au înțeles și că degeaba orice altceva, ei vor conduce țara indiferent de ce se va întâmpla prin 2024, dacă se va mai întâmpla ceva. Să vă aduc aminte, pentru că, din păcate, istoria este încă ne trage de urechi. Cine a fost primul ministru din partea Uniunii USL? Numele său, domnul Victor Ponta, il dottore, cum i se spunea, care și-a transferat o parte din rezultatele carierei sale spre actualul prim-ministru, pentru că el a fost, la vremea lui, declarat plagiator. Actualul prim-ministru încă nu este declarat plagiator,
pentru că oricum știe să apere mai bine fiind militar în funcție. Ce ne spunea domnul Ponta atunci ca fiind prioritățile priorităților guvernului respectiv? Adică Uniunii respective, mă scuzați. Înainte de anunțarea componenței guvernului. Deci fiți atenți aici, țineți-vă bine, stați liniștiți pe scaune, luați eventual ceva pentru tensiune, pentru că nu ne dăm seama ce am pierdut. Deci, ce spunea domnul Ponta? Respectarea legilor țării fără excepții, fără derogări sau scuze. Asta spunea domnul Ponta. Repararea inechităților sociale. Apropo de repararea inechităților sociale, Bogdan, ai vreo poză cu pachetul ăla de alimente? Nu știu, ți-am trimis? Cred că nu ți-am trimis. Deci, acum câteva zile am citit un comunicat al prefecturii, reprezentantul guvernului în teritoriu, care ne anunța că vreo 40.000 de nemțeni primesc, înainte de Paști, un semn al bunăstării, 25 de kilograme de alimente. 25 de kilograme de alimente, printre care și un gem dietetic, că se știe că tot românul sărac are stomacul mai simțitoriu. Este cea mai nesimțită recunoaștere guvernamentală, vorbesc de guvern aici, a sărăciei din România. Și e o nesimțire din asta care te face să vomiți înainte de Săptămâna Luminată. Nu știu dacă te face să vomiți și după ce guști alimentele respective. Apropo de inechități sociale, și ne întoarcem la ce spunea domnul Ponta. Domnul Ponta spunea așa: va fi o viziune economică statală de lungă durată, care să ofere, mai să fie, predictibilitate, locuri de muncă și să protejeze resursele naturale ale României. Între aceste resurse naturale a României, putem să spunem că s-ar afla puțin și gazele naturale, care au fost protejate fantastic de bine de acest guvern. Bun. Și mergem mai departe. Ce ne-a mai promis domnul Ponta și USL-ul? Depolitizarea administrației publice. Doar miniștrii și secretarii de stat vor fi numiți și sprijiniți politic. În rest, nici unul, a spus domnul Ponta, susținut la vremea aceea de domnul Antonescu Crin, nu Ion. Știți? Crin, nu Ion Antonescu. Deci, ce a rămas de atunci după chestia asta? Păi, s-au dublat aproape numele, locurile de muncă ale politrucilor numiți pe unde s-a putut și urmarea, ați văzut-o în tablou cu șmenari și idioți de la New York. Și acum urmează cea mai tare chestie care ar trebui să ne facă să scoatem pălăria în fața USL-ului. Toleranță zero față de corupție și clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din mecanismul de cooperare și verificare. Spune domnul Ponta, omul care din banii pe care i-a primit partidul lui pro-România și-a cumpărat autoturism Tesla, electric. Pentru că a putut. Pentru că e toleranță zero față de orice. Domnul Ponta, care s-a angajat la partid după ce n-a mai avut un loc de muncă, cu vreo câteva mii de euro luați tot din banii pe care îi primește partidul de la bugetul României. Și pe ultimul plan, pentru că asta chiar este pe ultimul plan din programul USL-ului de atunci, era organizare de alegeri democratice și corecte. Păi, nu. Alegeri democratice, corecte, dar să știm și noi cine câștigă, cine ne conduce până în 2028. Acum, ca să încheiem subiectul ăsta,
USL-ul a fost creația, să spunem așa, lui, dacă mai țineți minte, dacă mai aduceți aminte de el, domnul Dan Voiculescu, al cărui nume se leagă cumva de Grifco. Eu nu vorbesc de guvernul de la Grifco. Eu vorbesc de Grifco societate. Deci domnul Dan Voiculescu, care este așa un fel de, cum să vă spun eu, omul negru al politicii românești. A fost și condamnat, așa. Dan Voiculescu, care are vremea aia, deci ăsta negru, adică nu așa, da, negru-negru, dar avea și o luminiță de la capătul negrului, știți? Avea antenele. Așa că brusc, prin luminița aia de la Grifco, se vedeau și nuanțe liberale în programul lui și așa că domnul Dan Voiculescu s-a aliat cu cine credeți? Cu PNL-ul. Tău firar să fie. Deci, da, domnul Dan Voiculescu era cu PNL-ul. Dincolo aveam PSD-ul și nu mai țin minte cu cine era. La un moment dat a venit, dacă nu mă înșel, un EPR-ul cu el. Oricum, Dan Voiculescu era cu PC-ul lui, cu un domn Daniel Constantin, care era împrumutat de domnul Voiculescu, mă rog, niște șmecherii de genul ăsta ca să poată să fie finanțat un promițător om politic. Ce vreau să vă spun? Toți acești șmecheri au o feudă care se cheamă România, pe care, în funcție de interesele lor de moment și pe termen lung, și-o împart cum vor ei. Pentru că pot. Pentru că, de fapt, alegerile nu mai contează. Pentru că se mimează democrație, se mimează dialog, se mimează tot felul de lucruri în realitate, o gașcă, dincolo de tot ceea ce vedem noi prin opinia publică, nu fac altceva decât să își împartă feude. Cum? Nici nu are rost să mai insistăm. Ultima șmecherie pe care vor să o facă, 137 de parlamentari, șmecheri, da? Niște șmecheri, puși să facă lucrul ăsta, că nu s-au întâlnit 137 de minți luminate ajunse în Parlament pe liste, în funcție de contribuția financiară a fiecăruia sau de contribuția relațională a fiecăruia. Deci 137 de parlamentari PSD, PNL și UDMR s-au gândit ei să mărească pragul la achizițiile publice. Așa că au zis următorul lucru. Mai zice, ia să mărim noi pragul la achizițiile fără licitație. Adică să simplificăm un pic lucrurile astea, că nu putem ajunge la banii din PNRR dacă nu simplificăm chestia asta. Și din toată simplificarea care se poate face, au ales-o pe cea mai... au mărit pragul. Și zice, achiziția directă de bunuri și servicii se poate face dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică de 500.000 de lei. 135 era în legislația actuală. Alacceile-o acum mai contează. După aceea, achiziția de lucrări directă se poate face dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică de 5 milioane de lei. 5 milioane față de 450.200 de lei. Azi zicea probabil să o ținu cont de ceva euro. Nu mai ești obligat să faci licitație. Consulți tu trei societăți pe modelul cerere de ofertă și dacă două nu vin și vine numai una singură, poți încheia contractul direct. Și ca să fie lucrurile mai în regulă, nu că acolo ar fi niște sfinți, Curtea de Conturi a fost scoasă din procesul de constatare a contravențiilor, nu a infracțiunilor, și aplicarea de sancțiuni. Deci, cum vă spuneam, băieții ăștia, acum
mi se pare lor că au ajuns la niște bani, mulți dintre ei iluzorii deocamdată, și s-au gândit cum să-i poată împărți cât mai repede. Bun. Vă spuneam că alegerile se dovedește că nu prea mai contează foarte mult. Pentru că se găsesc tot felul de șmecherii care să ne ducă spre ceea ce doresc băieții să facă. Acum, să nu credeți că lucrul ăsta a apărut din neant în politica românească. Noi urmăm niște căi. Niște căi care, cum să vă spun eu, la noi ajung, e ca la delay-ul de la emisiuni, știți? Într-un loc se face ceva și la noi ajunge după 10, 15, 20 de ani să întâmple lucrul ăsta. Eu vreau să facem, că toți suntem în săptămâna luminată, un pic de istorie, încă o dată vă spun, ne trage de ureche atât de tare. Mai țineți minte și pe care vă mai interesează ceea ce s-a numit războiul rece. După al doilea război mondial, când americanii s-au trezit că nu prea mai, o parte dintre ei nu mai prea vreau să lupte, muriseră cam mulți, căzuse și bomba la Hiroshima, era așa o stare de spirit anti-război, s-au trezit, bă, ce ne facem? Pentru că se știe că o societate precum cea americană este potențată în general de conflicte. Și nu numai cea americană, în general imperiile sunt potențate de conflicte. Și atunci un domn, dacă nu mă înșel, îl chema, nu știu dacă pronunț bine, Dulles, a lansat o teorie cum că, îmbrăcată și într-o tentă religioasă, cum că dușmanul este comunismul, Imperiul Sovietic, care era un dușman, ce să nu recunoaște. Și a început războiul rece, mă rog, se termină el prin 90, să mă contrazică cineva dacă de prin emisiune, că nu mai țin minte exact data, da, 90-91, așa, și brusc lumea aceea pe care o știa toată lumea cu două blocuri mari care se luptau între ele într-un război rece, s-a prăbușit. Un consilier al lui Mihai Gorbaciov i-a spus atunci unui american un lucru care astăzi ar trebui să-l ținem minte toți în contextul a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. I-a spus așa, suntem pe cale să vă facem un lucru groaznic. Să vă privăm de un inamic. Și în momentul acela, americanii, puși în fața noii situații, au adoptat noi concepte care să le permită să domine lumea. Nu o să stau aici să vă spun ce s-a întâmplat în societatea americană în perioada aia, dar atunci a început să apară și să fie pusă în practică ideea globalismului, globalizarea. Adică, creare de prosperitate de către un capitalist corporatist care să deschidă fluxul de bunuri, de capitaluri pe întreg globul. După aceea, legat de asta, a apărut ideea leadership-ului global. Adică, stați un pic, dacă noi vom globaliza totul, trebuie să avem și un leadership global, adică America să fie cea care va duce prosperitate, dar în primul rând va crea prosperitate pentru ea. Pentru asta trebuie să poți să-ți impui ideile politice, economice, influența și în state în care
există opoziție la așa ceva. Mergem mai departe. Pe această linie, ajungem la un lucru care era de neimaginat în vechea, adică în Constituția Americană în vigoare, dar care este ocolită din ce în ce mai mult. Și anume, s-a ajuns la o supremație prezidențială. Omul de la birou, din birou oval a devenit un personaj care are atribuții, prerogative quasi-monarhice și statut de același fel. Omul acela devine cel care decide cine merită să facă parte din noua societate globalizată, cine nu merită, cine trebuie eliminat, cine nu trebuie eliminat, cine poate să presteze, cine nu poate să presteze. Acest lucru, care nu este în Constituția Americană, care vorbea despre o guvernare federală, care guvernare federală trebuia să asigure un echilibru. El mai există pe din când în când, pe aici, pe acolo. A făcut ca în America să se schimbe în totalitate stilul de viață. Și nu mai discut aici despre gen, libertate, etc., etc. Vreau să vă spun că toate astea au fost exportate din America. Și încet, încet au ajuns și prin alte țări. Dincolo de toate, există însă un lucru despre care nu se vorbește. Sau se vorbește foarte puțin. Se scrie și mai puțin sau ce se scrie nu este accesibil în general. Și anume că după războiul rece, americanii, aproape fără să-și dea seama, au fost obișnuiți cu războiul, cu ideea de război, în anumite condiții. Și nu există o perioadă mai interesantă din punctul ăsta de vedere decât perioada domnului Barack Obama. Cine își mai aduce aminte că domnul Obama, la o lună de zile după ce a ajuns președinte, a fost imediat declarat, dacă nu mă înșel eu, la o lună, da? Declarat omul care va aduce pacea pe pământ și a primit premiul Nobel pentru pace. Ei, a meritat Obama lucrul acesta? Sau nu? A fost el un președinte pacifist? Sau nu? A fost un președinte care a promovat Pax Americana? Sau nu? Păi să ne aducem aminte. După ce a ajuns în timpul campaniei pentru prezidențiale, domnul Obama spunea despre războiul din Irak că este un război stupid. Dar s-a luptat în Irak, s-a retras la un moment dat, după care s-a întors America acolo și din Irak s-a dus spre Siria, etc., etc. Domnul Obama s-a luptat în Afganistan. De ce s-au luptat americanii în Afganistan? Mai facem foarte multă istorie, ne oprim la perioada aia. Pentru că vreau să impună un guvern care să fie pro-american și toată opoziția să fie cumințită. Sau să se facă o mare coaliție, stânga, dreapta, centru, etc.
Ce mai putem spune despre domnul Obama? Păi pe timpul lui, dacă nu mă înșel, s-a ajuns prin Libia, poate mă înșel. Dar oricum, americanii în perioada aia, Libia, Somalia, Yemen și mai multe ținte secrete despre care nu știm. Mergem mai departe. Acest gen de politică care ține o țară precum America tot timpul în niște războaie care consumă, dar care și produc profit pentru unii, a fost acceptat de americani în mare parte ca ceva firesc, atâta timp cât nu erau livrați morți foarte mulți americani în aceste războaie. Pe timpul lui Bush erau cam 1000 de morți pe an. Pe timpul lui Obama numărul de morți a scăzut. De ce? Pentru că Obama a adoptat o tactică interesantă. Bombardarea de la mare distanță, atacarea cu trupe mici, special antrenate, sau folosirea de intermediari în aceste războaie, pe care America îi înarma și pe americani nu prea i-a interesat foarte mult cât plătesc, cum plătesc, dacă nu mor americani. O să spuneți că batem câmpii. Există date foarte clare cu cât a crescut datoria publică americană de la Bush la Obama, de la vreo 10 trilioane, nu mai știu sumele, până la vreo 22, cu cât a crescut, cu cât s-a investit în apărarea nucleară americană în timpul Obama, 1,2 sau 1,4 trilioane de dolari, s-a modificat, s-a schimbat armamentul, s-au modificat structurile. Toate aceste lucruri ar trebui să ne facă să înțelegem că ce se întâmplă în jurul nostru nu este o întâmplare. Ce se întâmplă în jurul nostru este urmarea unor factori care s-au acumulat la nivel global și care factori degeaba îi mai analizăm acum. Putem doar să spunem, uite, se întâmplă aia, se întâmplă aia, se întâmplă aia. Globul a devenit, pentru niște elite, ceea ce este România pentru șmecherii care ne conduc. O feudă. Și feuda asta este exploatată așa cum erau exploatate feudele înainte. Asta ne spune istoria. Ne oprim aici, oameni buni. Săptămâna luminată, ce să facem?